Dispoziția numărul 652 din 19.10.2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Șestru al Cernari, principalul, pentru data de 24.10.2018, ora 10. Consiliul Local al Comunei Șestru al Cernari, punctul 1. Județul Bacău se convoacă în ședința ordinară în data de 24.10.2018, ora 10, la Consiliul Local, următoarea ordine de zi. Proiectul 1 de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 3 al anului 2018 al Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul al 4-lea al anului 2018 pentru Comuna Ștefan cel Mare, inițiat de primarul Comunei. 3. Proiect de hotărâre privind însușirea modificărilor intervenite în inventarul domeniului public al Comunei Ștefan cel Mare, Județul Bacău, inițiat de primarul Comunei. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, întocmit la nivelul UAT Ștefan cel Mare, inițiat de primarul Comunei. Punctul 5. Diverse. Se supune la vot. Cine e de acord? În unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobat. Foarte. Pentru început, pentru prima dată, e bine. Dăm cuvântul domnului primar. Premier, pentru consiliul local. Bine, păi aveți vorbitori buni. Nu era camera, nu era bine, deci e din bună. Da, pentru lămurile la punctul 1, dăm cuvântul doamnei contabil să ne spune execuția bugetară pentru trimestrul 3. Oglinda. Nu vrei să mai spun poezia? Bă, ui, la tine, mai atent. Că nu mai intimida. Nu, eu nu mă intimidez. Sunt cartul pozitiv, că-ți spune la tine. Așa cum știți, la fiecare sfârșit de trimestru, Consiliul Local are obligația să aprobe în ședință contul de execuție. S-a terminat trimestrul 3, așadar vă dau citire la contul de execuție la 30 septembrie. La secțiunea de funcționare, o să încep cu veniturile. Impozitul pe venit din transferul de proprietate 0,45, deci sumele sunt în 1000 lei. Cote defalcate din impozitul pe venit 77,01. Sume alocate pentru echilibrarea bugetului local 138,54. Alte impozit pe venit, profit și câștiguri de capital 0,2. Impozit pe plăniri 14,52. Impozit pe plăniri persoane fizice 5,99. Impozit pe plăniri persoane juridice 8,52. Impozit pe teren 36,49. Din care impozit pe terenul persoane fizice 19,25. Impozit pe terenul persoane juridice 0,66. Impozit pe teren extravilar 16,58. Taxa judiciară de timbru 2,78. Alte impozite și taxe la bugetul local 6,85. Sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate 110. Sume din TVA pentru drumuri 42. Sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 800. Impozit pe mijloacele de transport 20, din care impozit pe mijloacele de transport persoane fizice 19, impozit pe mijloacele de transport persoane juridice 0,99, venituri din concesionări 3,08, venituri din prestări servicii 7,64, taxa judiciară de timpul 0 la trimestrul ăsta, venituri din amenzi și alte sancțiuni 18,23, alte amenzi, penalități și confiscări 7,98, sume provenite din finanțarea anilor pre-nu, vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 99,5. Subvenții primite din fondul de intervenție 52. Total venituri la trimestrul 3 1263,96. Cheltuieli.
La capitolul 51, cheltuieli de personal, 427,78. Bunuri și servicii, 163,19. La capitolul 55, dobânzi, 4,8. La capitolul 56, transferuri între unități pentru protecția copilului, 58,43. La capitolul 61, ordine publică și siguranță, cheltuieli de personal, 72,21. Bunuri și servicii, 10,13. Învățământ, bunuri și servicii, 205,39. Tichetele de grădiniță, 2,3. La capitolul 67, cheltuieli de personal, 9,67. Bunuri și servicii, 0,72. Susținerea curtelor, 97,72. La capitolul 68, asistență socială și asistență personală, cheltuieli de personal, 52,03. Asistență socială, indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, 131,82. La capitolul 70, la iluminat public și apă, bunuri și servicii, 68,49. Rambursare credit, 15. La capitolul 74, protecția mediului, 42,93. La capitolul 84, bunuri și servicii, 97,71. Total cheltuieli pe secțiunea de funcționare, 1462,12. La secțiunea de dezvoltare. Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru susținerea cheltuielilor de dezvoltare, 99,5. Este singurul lucru la venit. La cheltuieli, doar la capitolul 65, la proiecte din FEADR, 6,29, am plătit ISC-ul la lucrarea de la grădiniță care a început. Și la capitolul 84, tot ISC-ul, 14,31, la lucrarea de la drum. Total cheltuieli pe secțiunea de dezvoltare, 113,26. Asta este punctul de execuție la 30 septembrie. Sunt într-o ședință, te sună mai târziu. Da, te sună mai târziu, într-o ședință. Ce să zic? Referitor la contul de execuție. Astea sunt veniturile și cheltuielile la trimestrul 3, așa cum v-am dat citire. Dacă aveți nelămurit, discuți. La sfârșitul trimestrului a rămas cu un excedent de 295,506,65 la 30 septembrie. Dar de ce v-au dat la mine? Nu, aștept, dacă vreți să mă întrebați ceva. Nu poate, stai, cafea, să bea cafea. Nu e lucru. E regulă. Nu poate, nu. Păi, dacă nu sunt discuții, se pune la vot cine este venit. Dacă era partea asta, să-i fac la ea, important e că avem excedent. Cum poți să pui de pe așa este. Deci la punctul 2, rectificarea bugetului de venit. Nu îl majorăm cu nicio sumă, doar facem transferul de credite virări de la un capitol la altul. La capitolul 51, iau de la cheltuieli de personal 81,5 și duc la bunuri și servicii, tot la capitolul 51, 10.000. La protecția copilului 18.000. La învățământ 8,5.000. La cultură, 10.000. La asistență socială în caz de invaliditate, la asistenții personal, 15.000. La indemnizațiile persoanelor cu handicap, 20.000. Asta este la secțiunea de funcționare. La secțiunea de dezvoltare, iau de la învățământ, de la SF-ul care l-aveam pentru școală de la Butinaș, 23.000. Și îi duc la alimentare cu apă, 12.000. Și la drumuri, 11.000 la investițiile care sunt deja în curs. Ca să pot achita facturile care le-am la plată. Asta este. Alimentare cu apă, la țigare cu apă. Da. La bun. Că tu nu luăm, la țigare. Da. Mi-a sunat, mă de la legare. Deci nu majorez bugetul, doar fac virări de credit la un capitol.
transferul de la... Exact, transferul unde nu sunt cheltuieli, unde trebuie... unde e necesar și nu am cred. Da. Pentru a putea face cheltuieli legale. Ala de la botezatul Iordache până în câmp. Deci nu intrăm în câmp până în câmp. Dar deci, de acum și au cuvântul de felicitare și ședință cum se rezolvă. Și completăm domeniul, inventarul domeniului public cu aceste două trotuare de drum. La Gărbovana are 408,76 de metri, cu 4 metri lățime, o suprafață de 1635,04 metri pătrați și celălalt 200 de metri, cu 4 metri lățime, 800 de metri pătrați. Valoarea de inventar a celui de la Bogdana este de 5.000 de lei, celălalt de la Bogdana 2.500 de lei. Avem plan de situații, plan de amplasament făcut pentru cel de la Bogdana, urmează în unele odată că pe cel de la Bogdan. Ce a zis? Dacă avem norocul să mai prindem niște fonduri pentru asfaltare de drumuri, e nevoie și de aceste două trosoane să le asfaltăm, să fie prinse în domeniul public mai înainte. Le facem și ridicările topul. Să fim pregătiți în cazul când vom obține ceva fonduri pentru modernizare de drumuri. Fiți amabil la Grubavon, care trosoul unde e? În continuare de la Ghiciușcă, acum dacă... Până unde... sus. În sus, da, da, 400 de metri. Da, da, deci. Da. Da. Da, mulțumesc. Se supune la vot. Cine este pentru? Unanimitate se aprobă. Punctul numărul 4. Apoi, reprezentatorul de la referitor la planul local de acțiune pentru protecția arborilor împotriva poluării cu nitrat din surse agricole, noi am mai avut o hotărâre în 2013, dată cu aprobarea acestui plan de acțiune, la Direcția Agricolă. Acum am primit o adresă de la Direcția Agricolă, prin care ne solicita hotărârea respectivă sau reactualizarea. Și am găsit de cuvință să reactualizăm această hotărâre, deoarece atunci era președinte de ședință domnul Gerasim, Dumnezeu să-l ierte, era din partea primăriei inginerul Pondei, Dumnezeu să-l ierte și pe el. Și acum, ce am zis, refacem, nu s-a modificat absolut nimic la planul de acțiune, numai că au intervenit aceste două modificări. Una acum cu președinte de ședință care o să fie și în locul domnului Pondei, din partea primăriei, este doamna Dobleacă, care este cu... Fondul funciar. Se spune la vot? Nu, poate au ceva. Dacă nu sunt discuții, scuze. Cât la sunt de nitrații, normal, cât nu? Ce știu? După studii metodologice. Diverse, dacă să scrie cineva. Nu, 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 nu,
Vrei să întrebăm ceva incomod sau ce știu, ce știu. Nu era bine așa, că te provocă. Dacă îmi spuneți ceva despre gaze, dacă văd să bagi monedă ca fiind gaze mare și mari sau fel. Vorbesc cu grupa asta. Ieri am avut o adresă din partea Consiliului Județean să dăm niște răspunsuri cu privire la... Deci, de exemplu, Transgazul presează și că banii să fie de la Transgaz și de la Guvern. Noi avem hotărârea dată de aderare la ADI, au dat-o și colegii, acum este pentru statut. Iau de parte data aceasta adresă cu Radu, al administratului public, să ia legătura cu ceilalți colegi de la celelalte primării, să demarăm... Adică iarna asta, dacă ajunge să facem studii de fezabilitate, deci să facem ADI-ul. Studii, de studii, de durată. Da. Deci la cred că cel mai 2-3 ani. Da. Deci noi, ce depinde de noi, facem toate diligențele să... Să putem face studii. Am înțeles că o să fie gazul nu face ce fac cu el. Când o să fie gazul nu face ce fac cu el. Asta e nimeni de populația română. Da. Da, deci deptul făcă de el și plăs dragi în el. Deci deptul făcă de el și plăs dragi în el. Da. Sunt în față cu șapă la asta. Da, mai putem nimic. Da. Da, da. Nu mai este rețeaua școlară și o să, uite, o să-i spun lui Cătălin. Trebuie să facem proiect ca să o dărâmăm... Reușim demolare proiect. Da, și autorizație. Și luăm autorizație demolare și o dărâmăm. Dărâmăm înainte de a veni iară. Numai acolo sunt copii așa. Mă arăt nici acolo să facem. Nu că au făcut. Vedem, dar nu cred că până iarna putem ca să nu. Păi trebuie proiect, ținut niște avizii. Cel puțin de la mine. Da. Așa, de la EON, că iau cod trașată la... Da, mă rog, poate. Ea nimai fiind în rețeaua școlară acum, fiind în proprietatea comunii, i-au fost dată numai în administrare la școală. Dar nu vreau să joacă. Copiii neavând să ne joacă. Dacă de seara, doi nății, într-un acolo, nu zeștea, mă, tu nu te ești, da? Nu se duc la joacă. Păi, dar le stricăm cuiva. Le stricăm... A doua problemă... Domnul Matei este aici. Vă rog să... Nu, asta sau să face păi... ceva să rezolve problema apometrului. A promis de atâtea ori și nu s-a sunt aici. Deci asta nu depinde de mine. Păi nu depinde, depinde dar ce facem? Depinde de noi. Domnul Nicu știe că ne-am întâlnit. Da, domnul Nicu știe și n-ați spus oameni din cuvânt. Ați promis la oameni că veniți într-o miercuri. Oamenii au așteptat acasă, nu s-au văzut nimeni la treabă și n-ați venit și oamenii tot mă suna. Mai vine Matei să ne pună... Da, Valea, eu zic, acum încă mai e vremea bună. Da. Oamenii și-au strâns după când au și porumb și struguri, nu știu ce. Oamenii sunt acasă. Da, da. Haideți, vă rog, rezolvat. Spuneți-i lui Sorin să vă rezolvat. Vă promit că da. Miriana, oricum nu mai rezolvă, că da. Acum și dacă dăm frigul, nici lucrare nu se mai face ca lumea. Da. Știu situația exact la fiecare om. Și acum venim pregătiți, îi pregătim mai de mult. Era și sezonul cu muncile agricole, e adevărat. Da, Valer, uite, ia, suntem toți consilieri aici. Când? Să vă dau, să vă dau un termen limită, știu și eu. Să din luna, de luna asta. Luna asta, luna asta. Luna asta cât mai bună. Domnul primar, luna asta. Luna asta mai sunt 70. Eu sunt luna asta. Eu sunt primul care vă anunț că am fost. Da. Săptămâna asta sau celălalt zi? Noi sunt două zile din săptămâna asta, trei zile din săptămâna viitoare. Sunt, sigur.
Hai să stabilim de luni. De luni? Luni. N-am nimic împotrivă, luni. Indiferent cum... Nu, dar haideți să o stabilim, ca și nea Nicu să le spună la oameni să stea acasă. E bun luni, luni. Știți ce? Că anunță și la, și la biserică. Așa, dar și eu vreau dar să... Dar e și după o zi de odihnă. Mă rog. Multe zile de sărbătoare în care dumneavoastră. Da, și vineri sărbătoare. Dar sunt sărbătoare. Sunt sărbătoare și duminică, e duminică. Da, Sorin lucrează. Sorin? Da. Dar nu are importanță. El lasă orice. Când îți stabilesc? Nu, îi vine mai ușor sâmbătă decât luni? Să vorbesc cu el, nu știu exact. Uitați, uitați, eu sunt duminică. Hai să facem altceva. Eu... Îți dau după el. Nu-l mai întrebăm pe el. Că până acum l-am întrebat. Îi spune. Îl sun pe Sorin acum. Sună-l, te rog, acum și stabilim acum. Deci când îi convine, sâmbătă sau luni? Sâmbătă e sărbătoare, nu știu. Sărbătoare? Sărbătoare. Luni, luni! Nu sâmbătă, că e sărbătoare. Vine de sărbătoare, sâmbătă e sărbătoare. E tot Dumitru... Dimitri. Da. Dimitri e cel nou, aplodidorul. Catebir. Nu știu Catebir? Și Catebir? Sâmbătă. Dimitri e cel nou. Eu vreau să se mai găsește fondul, nu putem să facem. Adică, e nici degeaba problemă. S-a spus, la anul prindim un buget și să mai găsești fondul. Prindim la anul un buget. Eu o să-ți consult un proiectat. Să ne fac un deviz, cam când ne-ar costa, dar prima dată sângeți mai eu legătura cu ajuntul de la, de la Rașa. Că dacă ne-și accept, degeaba avem bani dacă nu ne dă. Până atunci nu poate vorbi cu ăștia. Eu ce spun? Să tragem conducte de aici. Da. Păi de-a zis, mai de subiectul modal, cu apa. Care este? Cu apă. Nu este apă, nu este apă. De ce? Păi asta e un subiect. Păi vorbim și noi la diverse. Poftim. Dar de ce îi faci cu un lucru? Nu-i bun. Bă, doamnesc, mă rog, că nu-l s-auză și mai aici. Nu vreau de-aia mea aia, dar... Sau e din cumva trei în primarul. Nu-l dimineață. Cu o fel de cuvânt. O fel de telefon. Să ține, să ține. Păi dar atunci le-am spus eu la fiecare loc, miercuri, vin aici și-mi puneam cu metru și tot nu a venit. Ei, cum mai spus la miercuri, în impost lunii e mai bine. Bine. Haideți. Îți speră. Eu aș... Ai terminat. Aș la loc, nu-i, dar e pe mică la moment, dacă s-a trage apa de la... O întrebare adresată pe domnul primar. Dacă tot nu aveam diversi, m-am gândit de așa, mă întreb. Știți cumva când cade guvernul PSD? Da. Vă spune? Da. Dar nu pot să spun o dată chiar exactă. Aproximativ. Oricum, după... După 2024. După 24 anul ăsta? După 2024. Da, după 2024. Da. Dar nu cred că... Nu, nu, nici a fost. Eu știu altceva, da? Poți să-l pot ca să-și știi primarul. Dar ce domn primarii m-am văzut? Un problem dacă cine vine în locul lor. Asta-i. Domnul ăla nu are o problemă. Dar ce știa mă nu te poți nici ții la care. Deci ce se întâmplă? Dacă pică guvernul PSD, rămânem fără guvernare. Da. Da, rămânem fără guvernare. Asta nu-i problema noastră, cum se măcar fie. Atunci, deci, el nu-i problema de atât care guvernul. Ba da. Sau nu-i problema Consiliul Local să funcționeze. După 2024, deci după 2024, poate să fie 2028, poate să fie 2032. Din 4 în 4 ani. S-ar putea. Ca să știți... Dacă nu mai intervenim, știi, în condițiile astea, să cadă, să cadă la, la urtă, deci nu sub presiunea străzii, dacă vă liniștiți voi. Voi și cu USR-ul și cu Iohannes. Vă plinde să mai frate la urmă. Dar ce știu să fac așa fără să plec, că mi se expiră cu bulea. Mică, mică, experță n-a furat votul, sunteți voi, nu... Domnul primar, dar știi că cine e harnic și muncește... Bun. Nu?
Asta e PSD-ul, e la care muncește și PNL-ul la care fură cu Sereu și cu Iohannis a fost. Domnul primar, dar Rodin vrea să treacă la PSD și el vrea să fie...